Decizie fără precedent luat de Radio Guerilla, după decesul lui Andrei Gheorghe, când o să trecem noi acolo unde ai plecat tu. O parte din mansarda Radio Guerilla va purta numele studiului Andrei Gheorghe, în memoria omului de radio sublinierei televiziune care a fost găsit decedat, luni seară, la locuința sa din Pipera. Andrei, când o să trecem sublinierei noi acolo unde ai plecat tu, facem un radio. Radioul. La. Unde ai învcat tu? Andrei, te iubim. Mult. O să ne fie dor de tine până ne vedem. Icimul cu mine din suflet ce suntem oameni de radio datorită ție, ce ne-ai învcat cea mai frumoasă meserie din lume. Ce ne-ai învcat? Ce ne-ai certat pe fiecare dintre noi, ce ne-ai învcat? Ce simțim? De ce ai plecat, numai tu subliniere ti, ca de obicei? Ce doar nu o să dai tu explicații cuiva? Poate nu ți-am spus niciodată, dar Radio Guerilla e subliniere tisitun, mult. 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 Mult de tot. Foarte mult, subliniere ici mult cu mim din suflet pentru asta. Cereu îmi pare ca nu ți-am mult cumit pentru asta niciodată. Niciodată pentru ce ai distrut, a scris echipa Radio Guerilla pe pagina de Facebook a postului de radio, care este în doliu, potrivit newsro. De astăzi înainte, o parte din mansarda Radio Guerilla va purta numele tău, studiul Andrei Gheorghe. Forever. Timp ce o să te enerveze asta, dar n-am putut să ne abținem. E subliniere ti printre noi, e subliniere ti în noi. Te iubim. Îți mulcumim pentru ceea ce suntem. E parte din tine, este piramida ta. Ne e dor de tine subliniere eu să ne vedem la un moment dat, să facem radioul. Respect and love. Vorbim, a adugat echipa Radio Guerilla. Andrei Gheorghe a murit din cauza unui stop cardiorespirator. Au constatat legii subliniere timp prezent și luni seară la locuința acestuia, conform unor surse judiciare. Conform surselor citate, moartea jurnalistului a avut loc în urmă cu aproximativ 12 ore. Andrei Gheorghe, în vârstă de 56 de ani, a fost găsit, luni seară, decedat la locuința sa din Pipera. La ora 22:15, un apel la 112 anunca ce o persoană este decedat la locuința sa din Voluntari.
poliția va deschide în acest caz un dosar de moarte suspect. Andrei Gheorghe era născut la 14 ianuarie 1962, la Lipec, în Rusia.